Pe lângă alegerile parlamentare, noi ieri am avut și un referendum consultativ, care poate fi declarat valabil, întrucât la acesta a participat mai bine de o treime dintre persoanele înscrise pe listele electorale. 39% din alegătorii înscriși în listă au votat și pe buletinele pentru referendum. La ambele întrebări propuse la referendum, majoritatea cetățenilor au votat pentru. Conform datelor preliminare, aproape 730.000 de alegători au votat pentru la întrebarea „Sunteți pentru reducerea numărului deputaților din Parlament de la 101 la 61?”, iar circa 260.000 au votat contra. La cea de-a doua întrebare, „Sunteți pentru ca poporul să poată demite deputații din funcție dacă nu și îndeplinesc corespunzător obligațiile lor?”, 790.000 s-au declarat pentru, iar 200.000 contra. Rezultatele finale vor fi prezentate după totalizarea proceselor verbale aduse la check în original. Acestea urmează să fie prezentate de către birourile electorale până la 26 februarie. Precizăm aici că referendumul a fost unul consultativ, adică asta nu înseamnă că dacă majoritatea au votat pentru la ambele întrebări, atunci legea va fi modificată. Această opțiune o are strict Parlamentul, iar pentru asta mai trebuie modificată și Constituția, iar pentru asta e nevoie de votul a măcar 67 de parlamentari. Ori, Partidul Democrat, cel care a insistat asupra acestui referendum, are mult sub această cifră.